Haideți să ne unim inimile și să lăudăm pe Domnul. Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, Te preamăresc. Îmi ridic mâinile spre cer și Te slăvesc. Haideți să lăudăm cu toți pe Domnul. Și după masa aceasta, cât Dumnezeu ne-a binecuvântat, să fim la părtășie, să ne unim inimile și împreună să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin. Merită Dumnezeul nostru să-L lăudăm. În după masa aceasta au trecut câteva clipe, putem spune, de când am fost iarăși la închinare și ne-am bucurat în prezența Domnului și ne bucurăm iarăși să fim aici. Putem spune și noi, ca oamenii lui Dumnezeu, ca ucenici atunci spuneau, când au văzut slava lui Dumnezeu, când au auzit glasul lui Dumnezeu, a spus Mântuitorului, este bine să fim aici. Și așa putem spune și noi seara aceasta, este bine să fim aici în casa Domnului. Mărit să fie Domnul. Am deschis Biblia la Psalmul 147 și psalmistul începe așa de minunat, lăudați pe Domnul. Este un semn al exclamării acolo. Lăudați pe Domnul, atenție! Deci este un semn, semnul acesta al exclamării este un semn de atenționare. Adică trebuie lucrul acesta făcut și trebuie lucrul acesta, bineînțeles, cu siguranță.
este un lucru care îl dorește Dumnezeu. Și spune, lăudați pe Domnul. Și continuă versetul și spune, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Amin? E frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, e frumos. Căci este plăcut. Măriți să fie Domnul, e plăcut să lăudăm pe Domnul. Și se cuvine să lăudăm. Ce mai vrem de atât? Ce mai vrem mai mult de atât? E frumos, e plăcut și se cuvine. Și continuă cuvântul Domnului și spune, Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surgunițe lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Avem în seara aceasta motive ca să-L lăudăm pe Domnul? Avem în seara aceasta motive ca să-I mulțumim lui Dumnezeu? Măriți să fie Domnul! Haideți să ne unim în seara aceasta în cântare, în rugăciune, în tot ce facem aici, să-L lăudăm și să-L binecuvântăm pe Domnul. Măriți să fie Domnul! El merită toată slava, toată cinstea și toată gloria. De aceea, în seara aceasta, vrem să ne smerim. El socotește numărul stelelor și le dă nume la câte? La toate. Măriți să fie Domnul! Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui. Priceperea Lui este fără de margini. Frați și surori, de multe ori am citit și citesc psalmul acesta, dar sunt momente când vin la casa Domnului și am în inimă dorința aceasta să-L lăudăm pe Domnul și cred că majoritatea dintre dumneavoastră ați venit aici cu dorința aceasta de a-L lăuda pe Domnul. Parcă cuvintele acestea sunt atât de proaspete pentru mine și așa să fie totdeauna, căci avem un Dumnezeu mare, puternic prin tăria Lui. Măriți să fie Domnul! Și continuă versetele din psalmul acesta. El acopere cerul cu nori, El dă hrană vitelor, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău, El dă pace ținutului tău. Vedeți? El trimite poruncile tale pe pământ, cuvântul Lui aleargă cu țeală mare. Și versetul 19 spune, El descopere lui Iacov cuvântul său și lui Israel legile și poruncile sale. Măriți să fie Domnul! Să mai descopere Domnul în seara aceasta cuvântul său. Să mai ne cerceteze Domnul și cuvântul Domnului din seara aceasta să-L punem în inimile noastre. Și mai mult ca atât, să-L împlinim în viețile noastre. Haideți, frați și surori, să stăm ridicați și să venim cu rugăciunea aceasta înaintea Domnului de laudă, de mulțumire, de glorificare înaintea Lui, căci este frumos și plăcut și se cuvine să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru. Lui în seara aceasta să-I dăm slava și cinstea, noi să ne smerim înaintea Lui și El este Cel care, cu siguranță, dacă noi ne smerim și cu lepădare de sine venim înaintea Lui și cu căință și cu recunoștință, cu siguranță El primește laudele noastre. Măriți să fie Domnul! Haideți să intrăm la rugăciune și să Îl lăudăm și să-L slăvim pe Dumnezeul nostru. Amin. E plăcut și se cuvine să te lăudăm. Se cuvine să te lăudăm, Dumnezeul nostru. Măriți să fie numele Tău. O, Doamne, Dumnezeul nostru, venim cu laude, venim cu cântări în curțile Tale. Venim și lăudăm și glorificăm numele Tău. Măriți să fie numele Tău. Tu ești Dumnezeul nostru care ne-ai salvat. Se cuvine slava, cinstea, gloria. Thank you.
înalt, glorificat să fie. Te slăvim aceasta și te lăudăm și glorificăm numele Tău cel mare. Glorie Ție și slavă! Glorificat să fie numele Tău! O, Sana Mărit! O, aleluia, glorie Ție! Ești rugat în seara aceasta să ne primești în final. Ești rugat în seara aceasta să ne primești în final. Te lăudăm în seara aceasta și te glorificăm. Te lăudăm în seara aceasta și te preamărim, Dumnezeul nostru. Slăvit să fie numele Tău. Tu ești de partea noastră. Glorificat să fie numele Tău. O, aleluia! O, aleluia, măriți! Tu cercetezi. Dai binecuvântare, viață pentru veșnicie. Slăbit să fie în numele Tău. Ești cu noi aici, la închinare, la părinte. Slăbit să fie în numele Tău. Locuiești în locul înalt și în sfințe. Dar ești cu omul sperit și zbunat. O, Doamne Dumnezeu nostru, în seara aceasta, e bine să fim aici, la părinte. E bine să fim aici, în casă, de Dumnezeu. Te lăudăm și te slăbim, Dumnezeu nostru. Vrem să venim cu laude, vrem să venim cu cântări în funcțiile Tale. Vrem să binecuvântăm numele Tău. Căci mai presus de toate puterea Ta, e mâna Ta de Dumnezeu, slăbit să fie numele Tău. Mai presus de toate ești Tu, Dumnezeu nostru. Și cu credință că Tu ne asculți, slăbit să fie numele Tău. Glorificat să fie numele Tău. Osana, măriță! Osana, glorificați-vă! Osana, glorificați-vă! Reocupați locurile, frați și surori. Cum ați observat, cu noi la închinare în seara aceasta e fratele Robert împreună cu Cosmina, împreună cu familia. Să-i primim cu bine și să zicem cu toți, Domnul să-i binecuvinteze. Ne bucurăm să fie cu noi la părtășie în seara aceasta. Am aflat cu frații că sunt în țară și oarecum Vasile a insistat și l-a chemat să vină cu noi la părtășie. A venit, Domnul să-l binecuvinteze. Ne bucurăm și pentru ceilalți care sunt, părinții Cosminei sunt cu noi la părtășie, Sami Scurtu cu soția sunt cu noi la părtășie în seara aceasta, fratele Trăinuț din Germania a venit și el. Și în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Ne place. Și Domnul dorește lucrul acesta, împărtășie aici la închinare, El să fie lăudat și glorificat. Mărit să fie Domnul! Haideți să ne unim la cântare, cu toții să slăvim pe Domnul cu o cântare, iar după cântarea în comun, fratele Tică Bojor va veni și ne va îndemna la următoarea rugăciune, Domnul să-L binecuvinteze.
orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi, în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă cred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de vânt. Lovit de mar, ajung la mar, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, oriunde aș fi dus, chiar în cuptor de foc de aș fi pus, în suferit sau bucurit, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de vânt. Lovit de vânt, ajung la mar, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, chiar și când nu-nțeleg, e voia Lui întotdeauna aleg. Căci doar așa, în slava sa, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de vânt. Lovit de vânt, ajung la mar, cerescul Tată m-a călăuzit. Mă-ncred în El, El știe soarta mea, pe stâncă sus sau în adânc de vânt. Lovit de vânt, ajung la mar, cerescul Tată m-a doresc ca și după masa zilei de astăzi să ne unim inimile și din toată inima să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Amin. Îi mulțumim Lui Dumnezeu căci ne-a binecuvântat și suntem în casa Lui. Nu este meritul nostru, este meritul jertfei sale. Slăvit să fie numele Domnului. M-am gândit la psalmul acesta care îl citea fratele Iacob și psalmistul spunea, este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, este plăcut și se cuvine să lăudăm. Și m-am gândit, oare eu am motive ca să-L laud pe Domnul? Tu ai motive ca să-L lauzi pe Dumnezeu? Slăvit să fie numele Domnului, pentru că spune cuvântul Domnului, Domnul zidește și aș vrea ca în seara aceasta Domnul să zidească noi inimi curate. Așa cum se ruga altă dată psalmistru, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Și în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze cu inimi curate. Spune, Domnul strânge. Și în seara aceasta, cred că El ne-a strâns în locul acesta și vrea să ne vorbească, vrea să
ne dea putere ca să putem să-L urmăm pe El și numele Lui să-L slăvim întotdeauna. Și spune cuvântul Domnului, Domnul tămăduiește pe cel cu inima zdrobită. Ai nevoie în seara aceasta ca Domnul să te tămăduiască? Amin. Avem nevoie ca Domnul să se atingă de inima noastră. Avem nevoie ca Domnul, așa cum spune cuvântul Domnului în continuare, să lege răni. Și în seara aceasta, Domnul să se atingă de orice suflet. Cu toții avem dureri sufletești pentru cei dragi ai noștri, care nu sunt mântuiți. Și Domnul să se atingă de ei. În seara aceasta să ne asculte rugăciunile, să ne tămăduiască rănile sufletești. Avem chiar și boale trupești. În seara aceasta ai ocazia să te rogi înaintea Domnului, El care poate să te vindece. El poate în seara aceasta să îți tămăduiască boala. Slăvit să fie numele Domnului. Și știți cum spunea psalmistul? Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui. Glorie Domnului! Noi avem un Dumnezeu mare. Un Dumnezeu care, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, este singurul Dumnezeu care face minuni. Slăvit să fie numele Domnului! În seara aceasta, așa cum am cântat, să ne încredem în acest Dumnezeu. Chiar dacă vin valuri, chiar dacă vin încercări în viața noastră, noi să avem credința aceasta, căci Dumnezeul nostru care este mare, mai presus de orice Dumnezeu, El este acela care în seara aceasta leagă rănile fiecăruia. El este acela care tămăduiește orice boală, fie ea sufletească sau trupească. El are puterea în seara aceasta să o tămăduiască, slăvit să fie numele Domnului. Dar trebuie, secretul este ca să ne încredem în El, să-L recunoaștem pe El, că El poate să facă lucrul acesta. Slăvit să fie Domnul! Și aș vrea ca în seara aceasta să ne rugăm lui Dumnezeu să ne mărească credința. Ca Domnul să ne cerceteze prin Duhul Sfânt, să ne dea puteri noi de a-i sluji și de a-i împlini voia Lui. Și să continuăm să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, consătenii noștri, pentru cei care stau nepăsători în vremuri ca acestea. Domnul să se atingă de ei și să-i mântuiască. Eu, pentru mine și casa mea, îmi doresc ca copiii mei să fie mântuiți. Cred că fiecare aveți dorința aceasta, copiii dumneavoastră să fie mântuiți. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm în seara aceasta înaintea acestui Dumnezeu care a putut să mă scoată pe mine din întunericul lumii acestea. Poate și în seara aceasta să mântuiască pe cei dragi ai noștri, pentru că este același Dumnezeu, are aceeași putere. Slăvit să fie numele Domnului, să ne punem toată încrederea în El și Domnul să ne asculte. Amin. Cu toții intrăm la rugăciune.
Reocupați locurile, frați și surori. Mulțumim Domnului, ne bucurăm de prezența Domnului. Slăvit să fie Domnul! El este cu noi la închinare și îi simțim prezența și ne cercetează să-L rugăm în continuare să mai lucreze în ființele noastre. Haideți în continuarea slujbei, un grup de surori din biserică vor lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi surioarele Ruth și Miriam, Robert, ai fete mari, Domnul să le binecuvinteze, pot să slujească și sunt cu noi în seara aceasta copiii aceștia care Domnul i-a binecuvântat. Pot să slujească în mijlocul nostru și ne bucurăm de lucrul acesta. Surorile vor cânta o cântare și apoi tinerii bisericii vor slăvi pe Domnul cu o cântare și fratele Unică Duca ne va îndemna la următoarea rugăciune. Domnul să-l binecuvânteze.
Slăvit să fie Domnul! Amin. Frumos este să lăudăm pe Domnul! E frumos? Slavă Domnului! Și să mărim numele Lui prea înalt, cu gura, cu instrumente, și Domnul să fie slăvit!
Ne bucurăm de momentele care le petrecem aici, în acest loc de închinare. Și totdeauna să fim bucuroși, chiar dacă mai sunt probleme, că așa este viața, cu situații și neplăcute, trebuie să fim bucuroși. Ne bucurăm că a sosit vremea vacanței și vin frații și ne caută. Frați, surori, copiii noștri, Domnul să-i binecuvinteze, încep să vină izraeliții acasă. O vreme ne-a fost frică, pentru că nu știam ce se poate întâmpla cu situația aceasta, ce se întâmplă pe glob, dar Domnul a făcut în așa fel cum să mai poată veni acasă, ne mai vedem. Domnul să-i binecuvinteze. Ne rugăm Domnului pentru ei. Chiar dacă nu sunt aici, ne rugăm pentru ei ca Domnul să îi ajute și să îi păzească de nenorociri, de situații care nu le putem noi nici cunoaște, nici preveni. Și Domnul știe toate lucrurile și Domnul să aibă în vedere și să îi călăuzească. Am spus că ne bucurăm și vreau să aduc un argument biblic. Când o femeie se bucura și spunea, mi se bucură inima în Domnul. În bucurii, oamenii se bucură de tot felul de lucruri, dar bucuria în Domnul este cea mai plăcută și cea mai căutată de copiii Domnului. Pentru că atunci când ne întâlnim, să fim bucuroși că ne mai vedem, că putem cânta și să fim bucuroși în prezența lui Dumnezeu. Apoi, la rugăciune, când suntem, să ne rugăm, chiar dacă de la amvon nu se amintesc persoanele care am putea, pentru care am putea să ne rugăm, când vă aduceți aminte în rugăciune de ele, treceți cu gândul pe la frați, pe la surori, pe la copiii fraților, cum spunea fratele Tică, că dorește ca să fie mântuiți și copiii lui și copiii bisericii. Haideți să, în rugăciunile noastre, să trecem cu gândul prin rugăciune, Doamne, ai în vedere și copiii lui fratele Tică și alți copii ai bisericii și care cântă aici și care n-au venit încă, ca Domnul să-i mântuiască. Să ne rugăm Domnului pentru cei care au cântat, cei care poate au și predicat și nu mai sunt aici. Este dureros să spunem asta, dar haideți să ne rugăm și pentru ei, care pentru o vreme necunoscută au părăsit biserica, să-i aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și Domnul să-i întoarcă acasă, să ne bucurăm și de ei. Și lese Domnul bucuria în inimile noastre, în toate familiile. Ridicați pe picioare, vreau să citesc din 1 Samuel, capitolul 2, versetul 1, să ascultăm cuvântul Domnului, după care să ne rugăm. Să nu uităm nici cei care suferă acasă, care nu pot să vină la biserică, să ne rugăm și pentru ei. Ca Domnul să-i vindece, Domnul să le dea putere să treacă prin încercarea pe care o au și prin care trec. Și Domnul să ne asculte rugăciunea. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 1. Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima în Domnul. Puterea mea a fost înălțată de Domnul
și mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu este alt Dumnezeu decât El. Și în fața Domnului, Dumnezeul nostru în care ne-am pus toată încrederea, să vedem rugăciune și Domnul să ne asculte rugăciunea. Amin.
Reocupați locurile. Frați și surori, este adevărat că Domnul a ascultat rugăciunea părinților. Cred că părinții noștri s-au rugat pentru noi, ca noi să rămânem în casa Domnului, ca noi să rămânem credincioși. Și noi, la rândul nostru, ne rugăm pentru copiii noștri. Nu știm viitorul, dar este în mâna Domnului. Continuăm să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri și întotdeauna să avem gândul acesta de milă și de îndurare în dreptul părinților, în dreptul mamelor, care doresc orice chip ca copiilor să fie mântuiți. Domnul să lucreze. Haideți, în continuarea slujbei, copiii bisericii au pregătit câte un verset așa și o cântare. Vor veni aici și vor lăuda pe Domnul. Apoi, după aceea, surioarele Rut și Miriam vor slăvi pe Domnul cu o cântare. În timpul acesta ne vom închina și cu darurile de bunăvoie aduse la casa Domnului. Iar după aceste lucruri, fratele Robert va citi un cuvânt și ceea ce Domnul i-a pus pe inimă. Domnul să lucreze, să continuăm în gândurile noastre, să ne rugăm pentru El, să dorim un cuvânt venit din partea lui Dumnezeu și o călăuzire venită de la El și credem, avem credința aceasta că Domnul călăuzește pe copiii Săi, pe robii Săi. Domnul să lucreze în continuare, Domnul să fie slăvit. Lăsați copilașii să vin la mine și nu-i opriți, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Marcu 10:14. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Marcu 10:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, că oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, că a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Thank you.
adâncul inimii, pe Iisus vreau să-L zic și să-L cânt mereu în mare, aleluia. Vreau să spun întregii lumi, Dumnezeu cât e de bun, și împreună să-L cântăm toți, aleluia. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca 10:27. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. Roman 6:23. Dacă mărturisești des cu gura ta că Iisus este Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Roman 9:10-9. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 15:35. Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, ci... căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Marcu 10:14b. Căci prin har ați fost mântuit prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Efeseni 2:8-9. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, va duce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan 15:5. Potatul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:34. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Ieremia 29:13. Oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Faptele Apostolilor 10:43. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piardă și să aibă viață veșnică în Iisus.
pe templul sfânt. Mă închin cu reverență, cu fața la să intrăm într-o atitudine de închinare cu fața la și să onorăm numele acesta nespus de mare și scump. La poala ainei o facem prin cântarea de laudă, o facem prin rugăciune, o facem prin predicarea cuvântului. Haideți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta. Cu fața la și să rugăm pe El ca să-L lase un cuvânt pentru noi. Haideți să ne închinăm. Acela care și sunt vindecat, ești acela care ești Domnul, ești acela care ești Domnul, ești acela care ești Domnul, și sunt eliberat, Doamne, o zipă, este mine, rimasă la mâna, rimasă la mâna, zipasă, zipasă. La atingerea pe care o dă cuvântul tău și sunt eliberat, Tatăl Dumnezeu. Ne plecăm înaintea lui Dumnezeu așa de mult. Aleluia! Numele tău, în numele tău și te binecuvântăm pentru ceea ce tu vrei să faci în mijlocul nostru. Căci ești același Dumnezeu puternic care atingi inimile și schimbi viețile. Da-ne închinăm, te laudăm pe tine, Doamne. Vești Dumnezeu, mări să fie numele tău de ce vezi. Glorificat.
ca să fie numele Tău. Mintea Ta, iubire, va să plouă. Îți mulțumim pentru Duhul Tău. Atinge unele, poate atinge inimile. Atinge inimile care trebuie atinge. În numele Tău. Mai atinge vieți. Mai schimbă Tu inima noastră, Doamne, care are nevoie de pace și bucurie. În vremuri de necaz, în vremuri grele, Doamne. Mai atinge inima noastră și mai schimbă-ne. Că vrem o relație adâncă. Relație de viață. Acesta este Dumnezeul nostru. Aleluia! Aleluia! Binecuvântăm numele Tău. Binecuvântăm numele Tău, Iisus. Vrem să ne atingem de Tine în seara aceasta. Vindecă-ne Tu, Doamne! Vindecă-ne de boli spirituale, de boli fizice. Vindecă-ne, Doamne, de neputințele noastre. Mai lasă Duhul Sfânt peste noi. Mai lasă atingerea Ta peste noi. Mai atinge Tu vieți care nu pot fi atinse decât de Duhul Tău, Doamne. Mai atinge-ți biserica Ta care are nevoie de viață în vremuri grele. În numele Lui Iisus. Atinge-ți copiii și tinerii și bărbații și femeile. Poporul Tău are nevoie de puterea Ta manifestată din noi. În numele Lui Iisus. În numele scump al Lui Iisus. Da, Doamne, Te binecuvântăm și Îți mulțumim. Îți mulțumim, Iisus. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos. Și sunt vindecat, prin Tine eu primesc viață. Și sunt liber. Duhul Tău e peste mine. Sunt uimitia Ta iubire. Tu faci să plouă. Slăviți să fie numele Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că El ci este Cel care ne atinge, este Cel care ne schimbă și mulțumim că Duhul Sfânt este în adunare. De aceea, în seara aceasta, lăudăm numele Domnului și cerem din partea Lui Dumnezeu pentru sufletele noastre un cuvânt care să ne deschidă mintea și inima și care să ne schimbe viața. Amin. Haideți să deschidem cuvântul Lui Dumnezeu. La pagina 1206, Apocalipsa, capitolul 2, o să citesc de la versetul 1 la versetul 4. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice Cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și Cel ce umbră prin mijlocul celor șapte sfenjice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta. Știu că nu poți suferi pe cei răi, că ți-ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ei găsi mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tăi. Amin. Vă rog să ocupați locul. Fie binecuvântat numele Domnului aici în Biserica Domnului în Arcalia. De fiecare dată când Domnul îmi face ocazia aceasta să ajung la Bistrița, vreau să ajung și la Arcalia. Mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră, pentru lucrarea aceasta pe care Dumnezeu a așezat-o aici, în mijlocul dealurilor acestea frumoase, verzi. A pus Dumnezeu și oameni cu inimă bună și cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. E adevărat că venim în Bistrița, nu chiar, nu ne-am propus să venim la Bistrița, este așa o acoladă pe care Dumnezeu a făcut-o
pentru noi, eram porniți să plecăm spre Statele Unite, dar s-a făcut o acoladă la Arcalia și în această seară putem să fim împreună, o să mai fim în jur de o săptămână în Bistrița și mi-am dorit foarte mult să ajung aici, sunt prima dată când vin cu toată familia, după mulți ani, suntem plecați de 8 ani de zile în Marea Britanie. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 4 fetițe, pe care le știți, dar vine și a 5-a fetiță care este pe drum. Domnul să o binecuvinteze, suntem împreună cu toții, împreună cu noi este și părinții Cosminei, fratele Marcel și Ana, alți prieteni din prin Bistrița. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. V-am găsit bine, așa, uitându-mă la dumneavoastră. Eu am o problemă cu gâtul, nu mi s-a întâmplat niciodată. Am făcut o combinație care nu vă recomand, să beți limonadă rece și apoi să mergeți la rugăciune. M-am turat un pic vineri seara, am avut o seară de tineret, așa de părtășie și s-a coborât Duhul lui Dumnezeu și acolo în părtășia aia mi-am pierdut un pic corzile vocale. Domnul mie să-mi dea putere și dumneavoastră să vă dea răbdare ca să putem să în seara aceasta să împărtășim câteva gânduri. Vă aduc salutul Bisericii Bethesda, biserică pe care o păstorez de aproape 3 ani de zile. O biserică care vă îndeamnă și vă dorește să fiți plini de Duhul Sfânt. Și cred că mai mult ca niciodată, în contextul acestor vremuri pe care noi le trăim, tot timpul biserica a avut nevoie de Duhul lui Dumnezeu în toată istoria ei, dar au fost și vremuri mai bune ca astea. Adică în 2019, de exemplu, sau nu ne gândeam că va veni ce a venit peste noi toți, când multe biserici s-au închis, realmente s-au închis, nu numai în România, și în Marea Britanie sunt biserici care pe parcursul anului 2020 s-au închis și nu au mai avut slujbă deloc. Multe biserici nu s-au putut adapta la contextul pe care l-am avut. Noi am trecut imediat în 2020, în martie, când n-am mai putut să ne întâlnim fizic. Noi am trecut online, ne-am folosit de platforma Zoom și ca și biserică tot timpul ne-am întâlnit, tot timpul am avut momente de părtășie, dar sunt biserici care n-au reușit să facă trecerea aceasta și nici online, nici fizic nu s-au mai întâlnit deloc. Un an de zile. Este de neimaginat. Dacă cineva spunea, mă, tu un an de zile nu o să mai mergi la biserică, ziceai că ești nebun, cum să nu se poate așa ceva? Cum să nu mai mergi la biserică un an de zile? De iată că s-au întâmplat realmente lucrul acesta. Nu știu cum ați trecut dumneavoastră prin situația asta, dar mă bucur că ușa bisericii este deschisă și că vă întâlniți la părtășie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă uitam la tinerii care au venit în față și spuneam la fratele Vasile că eu nu-i mai cunosc pe tineri ăștia și când au venit copiii, pe ăștia deloc. Deci poate că la aia mai mare mai dibuiam un pic, mă, seamănă cu Iacov, seamănă cu ăla, cu ăla, cu ăla. Dar la copii nicio treabă. Mă bucur că aveți o armată de copii aici frumoși, Dumnezeu să-i binecuvinteze, și tineri în Arcalia, chiar dacă, așa uitându-mă peste dumneavoastră, foarte mulți sunteți plecați, foarte mulți au plecat. Mă uitam după sora Margareta, am înțeles că e prin Irlanda și alții prin Franța și prin Austria și prin Germania și probabil și prin Anglia. Da, facă Domnul ca oriunde suntem să slujim pe Dumnezeu, că asta este cel mai important. În seara aceasta dați-mi voie să împărtășesc cu dumneavoastră un gând pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu. Am fost frământat venind spre dumneavoastră, gândindu-mă ce să predic în seara aceasta. Se poate predica din cuvântul Domnului, slavă Domnului că este cât, că e o carte aici cu 66 de cărți, dar un cuvânt care să fie potrivit pentru noi în seara aceasta. M-am rugat Domnului în direcția aceasta și am primit deschiderea aceasta spre cuvântul acesta. Mă rog ca el să fie atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră o provocare. Îmi doresc din toată inima să fie o mare provocare cuvântul pe care vreau să-l predic. Legat de cuvântul pe care vreau să-l predic în seara aceasta, la începutul anului 2021,
Am stat cu Domnul într-o părtășie și m-am rugat Domnului pentru un cuvânt special pentru Biserica Bethesda la început de an, 2021. O viziune pentru anul care ne stă înainte și un cuvânt de la Dumnezeu pentru biserica noastră. Și am primit 4 direcții în care biserica să se implice și prima direcție în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a cerut să mă opresc realmente, nu numai eu și casa mea, dar și biserica pe care o slujesc. Și în această seară aș vrea să ne oprim cu toții, și copiii, și tinerii, și bărbați, și femei, în seara aceasta, asupra unui gând pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Și anume, o să așez gândul acesta sub forma unei întrebări: cum este relația ta cu Dumnezeu? Cum este relația ta cu Dumnezeu? Pentru că ceea ce m-a provocat pe mine Dumnezeu la începutul anului 2021 a fost relația cu Dumnezeu între profunzime și superficialitate. Relația cu Dumnezeu între profunzime și superficialitate. Haideți să ne uităm un pic la pasajul acesta. În Apocalipsa, capitolul 2, în momentul în care Domnul se adresează bisericii din Efes, notează Dumnezeu câteva lucruri de excepție, oameni buni. Deci dacă Dumnezeu s-ar opri în dreptul meu personal și ar găsi lucrurile acestea care scrie aici, eu m-aș declara fericit, vă spun sincer. Adică dacă Dumnezeu s-ar opri în dreptul tău sau în dreptul casei tale și ar zice: mă, când îți fac eu evaluarea vieții tale, iată ce găsesc la tine. Zice: știu faptele tale. O, slăvi să fie Domnul meu. Auzi tu că îmi cunoaște Dumnezeu faptele. Păi nu știe Dumnezeu că am ajutat eu văduva cu tare. Nu știe nimeni, dar știe Dumnezeu. Nu știe Dumnezeu când am dat bani la biserică. Știe Dumnezeu. Nu știe Dumnezeu când ne-am implicat în dreapta, în stânga. Știu faptele tale, care nu le cunosc oamenii. Și noi spunem: slăviți să fie Domnul, că îmi cunoaște Dumnezeu faptele. Păi dacă Dumnezeu s-ar opri în dreptul meu și mi-ar zice: bă, Robert, îți știu faptele, zice: o, slavă Domnului. Uite, mă, că n-a uitat Dumnezeu de banul ăla care l-am dat și de sacrificiul meu. Mai mult decât atât, zice: știu faptele tale, osteneala ta, auzi, și răbdarea ta. Băi, ce bune, Domnul, mă, dar știu cum i-am răbdat eu pe frații în anul 2020. Mă înțelegeți? Bă, cât am răbdat eu în biserica asta, mă, cum i-am răbdat și pe ăla, și pe ăla, și pe aia, și mi-au zis și așa, și așa, și așa, mă, și i-am răbdat pe toți, mă, m-am zis că nu mai știe nimeni. Bă, dar slăvit să fie Domnul că știe Dumnezeu. Uite, mă, cum știe Domnul să aprecieze că am avut răbdare. M-aș bucura. Ce-i zice dacă Domnul spune în dreptul tău: știu că ești o femeie răbdătoare. Nota bună, nu? Știu că ești un frate care a răbdat vorbele și poate nu întotdeauna frații te-au dat respectul sau cinste. Copii, dacă ar spune Dumnezeu: știu răbdarea voastră, aici, bă, au văzut bine Domnul, au văzut bine că cu răbdarea stăm destul de prost. Dar aici, știu că am văzut răbdarea voastră, bă, nu v-a pus frații tot timpul, poate vă mai cicăle, bă, și i-ați răbdat și așa. I-au zis: știu răbdarea voastră, minunat, super. Deci știu și faptele tale, spune Dumnezeu, alea care le-ai făcut poate n-ascuns. Știu că ai răbdare, da? Lucruri foarte bune. Aud mai mult. Și că nu poți suferi pe cei răi. Adică există în tine o atitudine corectă față de lucruri rele. Și asta este un lucru pe care pot să-l pun la palmaresul meu de creștin. Uite, răbdare, fapte bune, mai mult decât atât. Mă, eu când văd un rău, eu îi spun: rău, Domnule. Mă înțelegeți? Eu spun adevărul. La rău îi spun rău și la bine îi spun bine. Și Domnul zice: știu și asta, că ești o femeie, un bărbat, un creștin care spui răului pe nume. Mai departe zice că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Zici: bă, eu am simțit, bă, că l-a venit prorocul ăla și a vorbit prostii, eu am simțit că ăla nu-i de la Domnul. Știi? Și zici: bă, am pus la încercare și am găsit mincinoși, pe proroci, pe, știu eu, unul, altul. Zice: știu și asta, știu că nu iei lucrurile ușor și că îți place ca lucrurile să fie da și nu. Slăviți să fie Domnul. Mai mult, zice: știu că ai răbdare
că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Bă, dacă o spune asta Domnul, adică după 20 de ani de pocăință, după 30 de ani de pocăință, uite, cu copiii, cu nepoții, zice Domnul, știu bătrânețea ta, știu că n-ai obosit și ești în casa lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Răbdare, fapte bune, faptul că pui la încercare pe unul pe altul. Deci până aici, dacă Domnul ar spune în dreptul tău, sau în dreptul meu, sau în dreptul unei biserici, toate ar fi foarte bune. Mai citim versetul 4. Până aici a fost super bine. Dar auzi ce spune Domnul la versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Vedeți? Relație personală, adâncă, vie și profundă cu Dumnezeu astăzi. Spune un amin. Astăzi, nu acum 10 ani, nu acum 20 de ani, nu când te-ai pocăit, că atunci când te-ai pocăit erai în dragostea din tâi și erai gata să dai totul pentru Dumnezeu. Întrebarea este la momentul acesta, în seara aceasta, dincolo de fapte, de osteneală, de răbdare, de tot, toate lucrurile astea bune, întrebarea lui Dumnezeu este: cât de mult mă iubești pe mine astăzi? Zicem noi, Doamne, dar noi, Tu știi că noi Te-am iubit. Noi Te-am iubit, cum? Acum 20 de ani așa Te-am iubit? Și acum 10 ani și acum 5 ani Te-am iubit mult? Domnul întreabă, ce faci cu dragostea Ta astăzi? Doamne, binecuvintează-ne! Doamne, binecuvintează-ne! Relația cu Dumnezeu, o relație puternică cu Dumnezeu, un strigăt al lui Dumnezeu pentru pocăiți în vremea aceasta, în anul acesta, în timpul pe care noi îl trăim. Oamenii aceștia și toate faptele pe care le-am amintit aici se pot încadra în trei categorii. Lucrarea aceasta pe care Domnul o vede aici, până la versetul 4, poate fi introdusă în una din aceste trei categorii. Noi putem să facem lucruri pentru Dumnezeu. Din rutină. Din rutină. Adică dintr-un automatism pe care îl avem. În momentul în care tu ai venit la biserică, 20 de ani, 30 de ani, mai mult sau mai puțin, ești atât de obișnuit cu tot ce e aici, că dacă te leg la ochi și te pun pe ușa bisericii, tu știi unde te așezi pe scaun. Că știi și locul care l-ai tu în fiecare zi. Știi că trebuie să cânți, știi că trebuie să te rogi, știi că trebuie să urmezi un cuvânt, le știm pe toate. Și facem lucruri dintr-un automatism, dintr-o rutină religioasă. Venim pentru că e duminică, venim pentru că e miercuri, venim pentru că știm că e bine să fim la biserică. Și facem lucrurile pentru că știm că e bine. Și oamenii aceștia făceau lucrurile pentru că știau că sunt bune. Și veneau pentru că știau că e bine să fii într-un loc unde se strâng frații, la biserică. O a doua categorie. Putem să facem toate lucrurile acestea dintr-o datorie religioasă. Dintr-o datorie interioară religioasă. Suntem oameni serioși, spunem noi. Ne respectăm pe noi înșine. Și facem lucrările lui Dumnezeu. Pentru că simțim că suntem datori să le facem. Și venim la biserică și cântăm și avem un program. Și în sfârșit, tot ce facem noi pentru Domnul, le putem face dintr-o datorie religioasă. Că simțim că suntem datori să facem lucruri bune pentru Dumnezeu. Fie că există rutină, fie că există datorie, dar cea mai adâncă problemă din Apocalipsa, capitolul 2, este următoarea. Să faci lucrurile acestea dintr-un spirit religios. Dintr-un spirit religios. Vedeți, și faptele bune, și osteneala, și tot ce spune în Efeseni, oamenii le făceau. Haideți să vă dau o ilustrație terifiantă despre Israel. Când Solomon se roagă și cere înțelepciune de la Domnul, știți pasajul, la un moment dat Dumnezeu vine și stă de vorbă cu împăratul acesta. Și Dumnezeu îl întreabă pe Solomon: ce vrei să-ți dau? Spune-mi ce vrei să-ți dau. Solomon putea să aleagă, dă-mi bani. Sunt aici tineri. Dacă te-ar întreba Dumnezeu, ce vrei să-ți dau? Ce ai zice? O mașină nouă.
BMW. Ce vrei să-ți dau? O nevastă bună. Amin. Un soț bun. Amin. Copii sănătoși. Amin. O biserică bună. Știu eu ce. L-a întrebat pe Solomon, ce vrei să-ți dau? Vrei bani? Vrei viață lungă? Vrei faimă? Vrei putere? Solomon a zis, nu vreau nimic din toate astea. Dar ce să-ți dau? Dă-mi înțelepciune. Și a zis Dumnezeu, pentru că ai cerut corect, îți dau și viață, și bani, și faimă. Și ce n-ai cerut tu? Și eu da. Dar zice Solomon, Doamne, când poporul acesta se va aduna în casa aceasta care eu am construit, se va smeri și va chema numele meu, te rog, răspunde-i poporul acesta. Păi ce să facem cu patru pereți goi? Mă întreb eu, ce să faci cu patru pereți goi? Am fost la fratele Vasile și la sora Cornelia acasă un pic înainte să venim. Și zice fratele Vasile, zice, așa e că e spațiu mai mare în bucătărie, știți bucătăria lor. Eu zic că am picat în plasa lui. Am zis, da. E, dar zice, e spațiu mai mare, că nu mai sunt copii. El era tot acela spațiu, adevărat, dacă nu mai erau copii, de unde să mai... Era spațiu mare acum. Ce să faci cu 10 camere la o casă, să zic, dacă tu nu mai ai copii? Păi stau închise și să pun păianjenii. Ce să faci cu ele? Ele sunt de folos, că ai copii mulți și îi culci prin camerele alea sau îți vin musafiri. Dar dacă tu ești cu băbuța ta și tu ai 10 camere, dormi la bucătărie, unde să dormi? Și alealte rămân acolo închise. Nu-și mai găsește sensul. Păi ce să faci cu un templu plin de aur și cu ritualuri și cu preoți când nu mai este Dumnezeu în mijlocul lui? Ce să faci cu el? Păi știi ce au făcut ăștia? Ce au făcut israeliții? Când a plecat Dumnezeu și au rămas patru pereți goi, știi ce au făcut? Au continuat să facă exact ce făceau și când era Dumnezeu. Nu s-a schimbat nimic. Mă auziți? Nimic. A plecat slava lui Dumnezeu, că s-a supărat Dumnezeu pe ei. Și ei aduceau jertfe, preoții cântau, leviții cântau. Nu s-a schimbat nimic. Dacă i-a fost Dumnezeu, a fost bine. Dacă n-a mai fost Dumnezeu, tot bine a fost, că acum suntem noi. Rezolvăm probleme. Trist, dar adevărat, s-a întâmplat în istoria poporului Israel. De aceea, Domnul Iisus Hristos atrage un mare avertisment bisericii din anul 2021 și mie personal și casei tale. Acum, întrebarea este, tu mă iubești așa cum ai iubit atunci când te-ai întors la mine? Mai există o relație între mine și tine? O relație vie, sfântă, puternică? Ți-e mai teamă de mine, mă mai cauți? Mai ești interesat de ce am eu de spus? Sau ai rămas într-un ritual religios, într-un spirit religios, într-o rutină religioasă și facem lucrurile că așa le-am făcut toată viața? Vedeți, Dumnezeu condamnă o astfel de stare. Dumnezeu nu vrea ca o biserică, Dumnezeu nu vrea ca o familie, un bărbat sau o femeie să facă lucrurile din spirit religios pentru el. Dumnezeu vrea să-L iubim din toată inima. Doamne, ajută-ne în vremea aceasta. Că acesta este secretul relației. Să-L iubești pe Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu. Păi fraților, suntem căsătoriți cei mai mulți dintre noi. Și aici e și cu soția mea, cu mine, Cosmina. Ea când dă din cap, înseamnă că e de acord cu mine. Dacă nu dă din cap, înseamnă că e așa și așa. Păi mă, fraților, dacă eu aș veni acasă și aș face pentru soția mea tot ce îmi cere datoria mea de soț, dacă aș face față de copiii mei tot ce îmi cere datoria mea de tată, aș putea să o fac, nu? Ce? Păi să muncesc, să le aduc bani, nu? Uite sora Cosmina, ia de aici 1000 de lire, slăvit să fie Domnul, soră, nu? Ia de aici, fă cu ei ce crezi tu! La copii, ce vă trebuie, bă? Păi aia, haideți la magazin, luați de aici, pac, pac, pac. Eu nu i-aș spune niciodată că o iubesc. Nu mi-aș face timp cu ea, n-aș scoate-o niciodată nicăierea, mi-aș face datoria și să fii sănătoasă. Păi femeia asta, într-o zi, ar zice, bă, țineți banii, bă, cu tine, nu trebuie banii tăi. Spune, mă mai iubești sau nu mă mai iubești, ăsta e adevărat. Credeți că Dumnezeu este impresionat de ce facem noi? Că cântăm, că nu știu ce, că facem, că de acțiunile noastre religioase. Dumnezeu în seara aceasta întreabă un singur lucru. Mă mai iubești? Biserica să răspundă? Amin, Doamne! Te iubim! Te iubim! Dincolo de cât alergăm noi în dreapta, în stânga, facem, dregem, cor, orchestre, tot felul de lucruri. Nu-L impresionează pe Dumnezeu. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la tine astăzi, nu ieri, nu acum 20 de ani, la momentul acesta,
o inimă dată lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Spunea un păstor al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu, spunea, cea mai mare provocare a vremii a fost și este și va rămâne, să acorzi locului principal, locul principal. Să acorzi lucrului principal, locul principal. Cea mai mare provocare. Pentru că împotriva lucrului principal se va da o mare bătălie totdeauna. Vedeți? Ca să ajungi să fii sportiv de performanță sau cântăresc sau în sfârșit, să ajungi pe scena lumii, nu e ușor. Să ajungi în vârf. Dar dacă vorbești cu oamenii care stau în vârf, o să vedeți că ei spun că e mai greu să te menții la vârf decât să ajungi la vârf. Să stai acolo, la nivelul ăla. Vedeți? Ceea ce ne cere nouă Dumnezeu în vremea aceasta este să nu înlocuim, să nu înlocuim lucrul principal cu lucruri secundare. Că tendința noastră și a bisericii și a noastră ca familie și particular în viața noastră este să înlocuim lucrul principal sau persoana principală cu lucruri secundare. Sunt trei mari bătălii pe care noi le ducem în viața aceasta. Și ne-a avertizat Biblia și măcar că ne-a avertizat, picăm în plasa asta și pierdem bătăliile. Una dintre bătăliile mari este bătălia cu noi înșine. Bătălia cu noi înșine. Prin harul lui Dumnezeu slujim și tinerii și în biserica noastră sunt adolescenți și tineri și copii. Și am văzut cum lumea, diavolul și firea aceasta câștigă bătălie în viața copiilor noștri. Cum ei nu se mai pot ține ei pe ei înșiși. Cum se pierd în interiorul lor. Și după ce se pierd în interiorul lor, se pierd și în exterior. Și bătălia aceasta cu tine, tu pe tine să te ții în frâu, tu pe tine să te ții echilibrat, tu pe tine să te ții într-o relație corectă cu Dumnezeu, devine o bătălie foarte grea în vremea aceasta. Avem o bătălie cu noi. Avem o bătălie puternică cu lumea. Și suntem pocăiți aici și suntem oameni care avem pretenție că îl iubim pe Domnul. Dar uitați-vă la prioritățile noastre în vremea aceasta. Indiferent ce vârstă ai. Dacă ești tânăr și în putere, vrei să-ți faci o carieră, vrei să-ți faci un nume, vrei să-ți faci case, vrei să-ți vinzi, vrei să cumperi. Și vorbim cu categoria de vârstă de vârsta mea. Păi asta e în capul tuturor. Dacă stai de vorbă cu ei, ei despre asta discută, despre business-uri, ce-au mai vândut, ce-au mai cumpărat, ce casă, ce-au mai cumpărat, ce-au mai vândut. Asta e singura discuție pe care îi interesează. Dacă ești mai tânăr un pic, despre căsătorie, despre fete, despre nu mai știu ce. Dacă ești mai în vârstă, despre nepoți, despre ce ți-ai mai măritat, ce ți-ai mai însurat, ce nepoți ai mai avut, ce n-ai mai avut. O preocupare foarte mare pentru lucrurile din lumea asta. Fraților, da, trăim în viața asta. E adevărat că muncim, e adevărat că ne căsătorim, e adevărat că avem copii și nepoți și ne bucurăm de toate. Dar ceea ce mă cere mie Dumnezeu în vremea aceasta este să nu mă las furat de lucrurile acestea și să nu fac din lucrurile acestea un lucru principal al vieții mele. Muncește, căsătorește-te, însoară-te, bucură-te, fă ce crezi că bun cu mâinile tale, dar nu uita de Dumnezeu. Nu uita de Dumnezeu în vremea aceasta. Să nu uităm că Dumnezeu vrea să-i dăm lui locul principal în viața noastră. Și mai există o bătălie puternică. Cu noi, cu lumea și cu diavolul. Fraților, mă rog ca la Arcalia să nu trăiți, dar vreau să fiu și realist. Diavolul ne fură copiii. Diavolul ne fură copiii. Vorbeam cu fratele Vasile. Spunea că și-a căsătorit 10 copii. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Poți să-mi dau haina asta un pic jos. 10 copii să-ți căsătorești. În Domnul e un har. E un mare har. Sunt și copii mai tineri aici. Copiii noștri, mai ales copiii mai mici, care sunt în școli, la școlile primare, îi mai ținem cum îi mai ținem. Ajung la liceu și încep provocările mari. Eu vă spun ce se întâmplă în diaspora, dar se întâmplă și în România peste tot.
Ne fură diavolul copiii de lângă noi. Ne fură diavolul copiii din biserică. Știți pe care? Pe aia care cântă în față. Pe aia care cântă în față. Că ei cântă aici, de ei duc niște lupte pe care părinții le știu sau nu le știu. Ajung la universități și se pierd. Arcalia, într-un fel sau altul, a fost păzită de Dumnezeu. Slavă Domnului pentru aceasta. Eu nu știu foarte multe lucruri legate de copii, dar așa, din ce știu, generația mea cel puțin, sau generația după mine, știu că sunt bine, căsătorii și cu familie. Vin din Marea Britanie, unde cunosc fenomenul. Copiii care ajung la liceu intră într-o provocare foarte mare datorită anturajului. Nu mai este timp. Rut ar putea depune o mărturie de modul în care a dus ea luptele astea spirituale în liceu. Ei continuă să slujească, să cânte, merg la universitate, dar ei sunt furați pur și simplu de diavolul din mijlocul bisericii. Fraților și biserica lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm pentru copiii noștri, ca în vremea aceasta, cu presiunile care vor veni asupra lor, ei cu tine acasă stau o vreme, dar stau la școală foarte mult timp și sunt foarte multe presiuni asupra copiilor noștri. Dumnezeu să-i păzească. Vreau să vă spun un lucru, copii. Nu știu cu ce vă confruntați voi acum în momentul ăsta, dar vreau să vă spun un lucru. Dacă veți sta lângă Dumnezeu, veți avea succes. Mă auziți? Toată năzuința inimii tale, toată dorința ta de reușită în viață, să crești mare, nu știu, să-ți faci o meserie, visezi la lucruri frumoase. Dacă vrei să le realizezi, ai nevoie de Dumnezeu lângă tine. De aceea în seara aceasta spun ceva din partea lui Dumnezeu. Orice ți-ar oferi lumea, nu-i mai bun ca ce-ți oferă Dumnezeu. E drept, fraților? Orice ar oferi lumea aceasta, nu-i mai bun ca ceea ce oferă Dumnezeu. Și chiar dacă e greu, și chiar dacă nu vezi uneori, și dacă ți se pare uneori că biserica e prea rigidă sau părinții, ascultați, copii, dacă stați în ascultare de Domnul și de părinți și de biserică, veți avea o viață binecuvântată. Credeți-ne pe cuvânt. Și Dumnezeu vrea să vă binecuvinteze, dar trebuie să fie ascultare de Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze în direcția aceasta. Revin la gândul acesta, ce vrea Dumnezeu de la noi. O relație în care noi să-L iubim pe Dumnezeu. Închei în scurte cuvinte, dar aș vrea să-i luăm ca exemplu pentru noi în seara aceasta, să rămânem totuși cu ceva nuanțat în mintea noastră și ușor de reținut. O să vă aduc un exemplu cu care să putem pleca acasă în seara aceasta. Un om de pe paginile Sfintelor Scripturi, despre care Dumnezeu declară că omul acesta este într-o relație corectă cu El, cu Dumnezeu. Și mă folosesc de bărbatul acesta pentru că e cunoscut și ne poate ajuta foarte mult și pe tineri, pe copii și pe noi toți, ca să ne reașezăm în relația noastră cu Dumnezeu. Atitudini corecte în relația cu Dumnezeu. Am văzut că pot să-L slujesc pe Dumnezeu din spirit de rutină, din spirit religios, pot să-L slujesc pentru că m-am obișnuit să fac lucruri bune de felul pe care le facem. Dar că Dumnezeu vrea mai mult decât atât. El ne vrea inima noastră și vrea să-L căutăm pe Dumnezeu. Și am zis că luăm un exemplu în această seară cu care să mergem acasă și care să rămână pentru noi un model. Pentru că vreau să amintesc, nu o să mai putem predica foarte mult, dar vreau să amintesc trei lucruri care omul acesta le-a cultivat în relația lui cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat. Bărbatul acesta este Daniel, despre care am auzit și știm cu toții. Prima atitudine corectă a lui Daniel față de Dumnezeu, într-o relație corectă cu Dumnezeu în vremea aceasta, este că Daniel a avut o atitudine corectă față de poruncile lui Dumnezeu. Daniel a avut o atitudine corectă față de poruncile lui Dumnezeu. Și măi, oameni buni, ajunge tânărul acesta într-o situație în care, împreună cu tovarășul lui, trebuie să mănânce. Dar puneți-vă în situația asta. Și să-mi spuneți dacă e vreunul dintre voi care a fi procedat la așa, dacă e vreunul în seara asta. Daniel este pus să mănânce. Mă, nu l-a pus să se bată. Nu l-a pus să fure. Nu l-a pus să omoare. Nu l-a pus să facă niște lucruri groaznice, grozave. Băi, l-a pus să mănânce, oameni buni. Nu, mă, dacă pe tine te-ar pune cineva să mănânci, ai găsi acolo o pricină ca să te păzești? Păi, să te păzești de ce? Mă înțelegeți? L-a pus să mănânce. Și în momentul în care îl pune să mănânce, un copil, un tânăr,
care era într-o țară străină, sub presiunea, în sfârșit, care era acolo. Daniel se uită la bucate și el știe că în legea lui Dumnezeu sunt bucate curate și bucate necurate. Dar mă, oameni buni, ascultați-mă bine. Bă, n-ai zis niciodată o minciună? Hai să fim sinceri. Bă, ți-au scăpat o minciună odată, că n-ai vrut să o zici. Dar erai într-un context, bă, dar ai fost acolo? Da, am fost și n-ai fost. Și a fost o minciună. Mă auziți? Deci copilul ăsta ar fi putut că, bă, sunt acum aici, dă-o încolo de carne, de porc și mai știu eu ce, acum mâncăm, domn. Să fim sănătoși, să trăim și apoi o face și ce legile mari ale lui Dumnezeu. Să nu ucizi, să nu furi, să nu dai în cap, să lucrurile mari. Daniel păzește lucrurile mici. Nu lucrurile mari, nici n-a ajuns la ale mari. El a ajuns într-o situație în care îi se pune în față o farfurie de mâncare, despre care el știe că Dumnezeu a poruncit să nu mănânci porc și în sfârșit. Și nu vrea să o fac. Cu ce preț? Păi cu prețul vieții, a lui. Păi dar cine ești tu, mă? Te dai tu aici, nu tu nu mănânci ce vrei tu. Fii numai încoace și tăiem două degete ca să te învățăm să mănânci. Uitați-vă ce face, ce face omul și ce face Dumnezeu când tu ai o relație corectă față de poruncile lui Dumnezeu. În momentul în care Daniel hotărăște să nu calce porunca, nu era o poruncă mare, era o poruncă mică, dar nu o calcă, Dumnezeu onorează bărbatul acesta și spune că îi dă trecere în fața mai marilor. Nu numai că îi dă viața, dar îi dă și cinste Dumnezeu atunci când păzești poruncile. Haideți să punem o provocare. Ce facem cu îngrijorarea? Păzim porunca asta, nu vă îngrijorați. Ce facem cu nemulțumirea? Oh, prea mult, prea puțin. Dumnezeu ne cere să fim mulțumitori. Ce facem cu bârfa? Dumnezeu zice, nu vorbi de rău pe cineva, nu calomnia pe cineva. Ce facem cu invidia? Ce facem cu mândria? Ce facem cu încăpățânarea? Vedeți ce spune Domnul? Relație corectă cu Dumnezeu înseamnă să păzești poruncile. Și dacă eu mă pun inima ca să stau într-o relație corectă cu cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi onorează viața. Spuneți un amin. Vrei relație cu Dumnezeu autentică astăzi? Haideți să păzim poruncile în viața noastră. Să ne uităm la lucrurile nu mari, la lucrurile mici. De la tonul pe care îl folosesc cu soția mea, tonul pe care îl folosește soția ta cu tine, copiii, la modul în care vorbim unii cu ceilalți. Pentru că cel care face ordine în viața mea este cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să trăim, să trăim pe baza acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că cine onorează cuvântul lui Dumnezeu va fi onorat de Dumnezeu. De aceea în seara aceasta ia o decizie să păzești cuvântul Domnului. Pentru că Dumnezeu va onora viața cea. În al doilea rând. O atitudine corectă în relația cu Dumnezeu este atitudinea pe care o ai față de rugăciune. Arcalia este o biserică a rugăciunii, slavă Domnului. Dar nu ne referim neapărat la rugăciunile comune. Ce faci în momentul în care întâmpini o problemă, o provocare în viața ta sau în viața celor din jurul tău? De obicei noi fugim prima dată la oameni. Încercăm să rezolvăm, să sunăm, să facem ce ține de noi din punct de vedere omenești. În momentul în care Nebucadnețar dă o poruncă și e gata să-i omoare pe toți, pentru că nu era în stare să-i descrie visul, intervine Daniel. Dar Daniel era mai marele vrăjitorilor, mai marele în împărăție. El nu se duce la împărat și spune, băi împărate, stai mă liniștit, eu am o relație tare bună cu Domnul, lasă că rezolv eu. Zice că Daniel s-a dus și a luat pe cei trei prieteni ai lui. Și ce a făcut? S-a rugat împreună cu ei. Vezi? O atitudine corectă față de rugăciune. Adică să ai oameni aproape de tine cu care să stai înaintea lui Dumnezeu până Dumnezeu rezolvă situația aceea. Fraților, rugăciunea este o armă. Știți de ce să teme diavolul? De oameni care se roagă. De oameni care se roagă. Nu de oamenii care fac programe religioase. Eram împreună cu Biserica Bethesda, acum timpul a fugit. Mai permiteți-mi că vin rar la dumneavoastră.
eram la Biserica Bethesda în anul 2019, am început rugăciune în familie. Și la prima rugăciune în familie am fost 4 persoane în 2019. Și apoi Domnul a mai adăugat oameni de-a lungul anului. Am văzut cum în frământarea aceea, în rugăciunile din 2019, am învățat ce înseamnă nu doar să te rogi, dar ce înseamnă să te lupți în rugăciune împotriva înălțirilor diavolului. Am văzut ce înseamnă rugăciune să mijlocești până la pământ înaintea lui Dumnezeu, împreună cu oamenii de lângă tine. În 2019 ceream o trezire peste Biserica Bethesda, în 2019. Dumnezeu anunță printr-un glas profetic și spune că voi face locul acesta neîncăpător. Din punct de vedere uman, nu era nicio soluție să faci un loc ăla neîncăpător. Nu era nimic special, nu s-a anunțat nimic. În martie 2020 vine pandemia, închis biserica. Nu, umple tu locul și fă-l neîncăpător. În anul 2021, Dumnezeu ne pune pe inimă să începem împreună cu biserica în fiecare miercuri să predicăm despre lucrarea Duhului Sfânt. Și începem să predicăm, să ne rugăm, să începem să predicăm și să ne rugăm. Și frații zic, mă frate, deja ne rugam și predicam de o lună de zile. Zice, luna februarie, hai să facem o stăruință după Duhul Sfânt. Am zis, hai să facem o stăruință. Pe cine chemăm? Nu puteai chema pe nimeni. N-aveai pe cine să chemi, că era toate să închise. Mă, o facem noi, cu cât suntem. Am făcut stăruință, am provocat biserica la stăruință și Dumnezeu a început să boteze cu Duhul Sfânt. Dar nu numai să boteze cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a început să ridice prorocii care erau în biserică, dar care erau pe mut. Știi? Nu mai prorociți de ani de zile. Dumnezeu a început să reînnoiască darurile în biserică. Dumnezeu a început să coboare peste biserică într-un mod vizibil, într-un mod supranatural. Eu n-am, în 43 de ani n-am întâlnit niciodată. În momentul în care biserica era la închinare, Duhul lui Dumnezeu a coborât peste biserică, a început să atingă bărbați, femei, copii. Unii plângeau, unii cântau. Era o părtășie și o bucurie. A venit o soră la mine și mi-a spus, mă, dacă mai dura un pic, îmi exploda inima în mine. Așa bucurie am simțit. A venit un altul la mine și a spus, de 25 de ani, eu n-am mai simțit prezența lui Dumnezeu ca în seara aceasta în biserică. Din momentul acela, Dumnezeu a început să înmulțească biserica. Marți veneau oameni la biserică, miercuri veneau oameni la biserică noi, duminică veneau oameni. Și asta se întâmplă și acum. Marțea, la rugăciune, care noi ne întâlneam 4, 5, 10, 15 oameni, au început să vină peste 50 de oameni. Dar oameni noi care vin la rugăciune, care nu i-a văzut în viața mea. Miercurea, la adunare, este ca duminica. Sala este plină, duminica nu mai sunt locuri. Slăviți să fie Dumnezeu! Lucrează Dumnezeu! Își împlinește Dumnezeu cuvântul! Rugați-vă! Rugați-vă pentru Arcalia! Rugați-vă! Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Slăviți să fie Domnul! Deci o atitudine corectă față de poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu te va onora, îți va onora viața. O atitudine corectă față de rugăciune. Dumnezeu va asculta rugăciunile tale și închei cu o atitudine corectă față de cuvântul lui Dumnezeu. Închei spunând următorul lucru, nu ne mai permite timpul, dar e un pasaj extraordinar, e o taină, practic, în toată Scriptura. Vă spun aici, o împărtășesc cu dumneavoastră. Uitați ce spune Daniel 10. Apoi mi-a zis cu versetul 11. Daniele, om preiubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești. Căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Ce face omul acesta? Omul acesta ia cuvântul și începe să-l cerceteze personal. Vrea să înțeleagă tainele lui Dumnezeu. Și spune Domnul așa, din momentul în care ți-ai pus pe inimă, nu la biserică ce predică frații, tu acasă, ai luat cartea aceasta să o înțelegi tu, să-ți vorbească ție Dumnezeu personal. Zice, eu, Dumnezeu, am trimis un înger al lui Dumnezeu ca să vină să-ți vorbească. Mă auzi ce se întâmplă când eu pun mâna pe cuvânt? Nu duminica la biserică, în timpul săptămânii. Când eu iau cartea aceasta și zic, Doamne, învață-mă despre smerenie, învață-mă despre har, învață-mă despre dragostea ta, învață-mă și citesc din ea. Dumnezeu trimite îngeri ca să stea de vorbă cu tine.
Relație personală cu Dumnezeu înseamnă o relație corectă față de poruncile lui Dumnezeu, o relație corectă față de rugăciune și o relație corectă față de cuvântul lui Dumnezeu. Facă Domnul ca în anul 2021 aici la Arcalia, copii, bărbați și femei, să avem o astfel de relație adâncă și vie, nu o relație religioasă, nu din rutină, nu din obișnuința faptului că noi suntem pocăiți și așa să cade la pocăiți, ci pentru că îl iubim pe Dumnezeu și Dumnezeu va onora viața ta. Amin. Slăviți să fie Domnul! Frați și surori, aș vrea să pun o întrebare. Dacă îi iubim pe copiii noștri, spuneți să aud. Așa. Mi-au șoptit așa la ureche că vreau să asculte mărturia lui a sorei Ruth. A spus că iubiți. În iubire acceptăm și lucrul acesta. Domnul să o binecuvinteze, să spună lucrul acesta. Aici. Pe mine mă cheamă Ruth Drăgănescu și am 16 ani și m-am născut într-o familie de credincioși. Dar când am intrat la liceu în Anglia, am intrat într-un anturaj creștin și am început să fac lucruri care nu trebuia să le fac. Pentru mine, pentru că sunt fiică de păstor, mă tot gândeam de ce trebuie eu să fiu mereu perfect, de ce trebuie eu mereu să am grijă cum vorbesc, cum mă îmbrac, de ce nu pot să merg oriunde merg ceilalți colegii mei. Și a început în mine o turbulat foarte mult și stăteam singură în pat noaptea și mă uitam spre geam și plângeam pentru că nu mai credeam în Dumnezeu, nu mai credeam că Dumnezeu poate să lucreze cu putere. Biserica, veneam la biserică nu pentru că voiam, faptul că cântam la pian în biserică era singurul lucru, de ce mergeam acolo, nu simțeam nimica și asta a fost 4 ani de zile de când aveam când aveam 12 ani, 13 ani până anul acesta. Și apoi a venit o zi când am zis până aici și am mers la geam și am zis, Doamne, dacă Tu chiar existi, vreau ca să-mi arăți că Tu ai putere și că Tu încă lucrezi și astăzi. Și în Anglia nu ninge, dar ziua următoare, după ce am zis asta în fața lui Dumnezeu, a nins pentru prima dată în 2 ani și am luat asta ca un sign de la Dumnezeu și m-am bucurat foarte mult și am zis ok și pentru mine am luat niște decizii foarte, foarte mari cu mine și cu viața mea. Și am zis că de acum încolo eu nu mai vreau să vorbesc așa, eu nu mai vreau să fiu cu copiii de genul acesta. Și am venit la biserică, am început să mă apropii de Dumnezeu mai mult și atunci a fost invitat un frate din România, un proroc, și el și cu tati au început să ne vorbească despre Duhul Sfânt și pentru mine, eu nu știam ce era Duhul Sfânt, nu știam cum se manifestă, am fost la stăruințe like before, dar nu am stăruit și mi-era frică, mă uitam la oameni cum vorbeau în alte limbi și ziceam ce fac ăștia și nu eram foarte confortabilă cu ideea de Duhul Sfânt, dar după ce El ne-a explicat ceea ce este și că este o putere reală care lucrează cu tine, am zis, ok, o să încerc și eu să stărui. Și am vrut foarte mult, dar înainte ca să merg să stărui, am înțeles că o armă foarte puternică împotriva diavolului este mărturia, mărturisirea. Și pentru mine a fost foarte greu să merg să mă mărturisesc, pentru că mă simțeam ca o păcătoasă, mă simțeam ca și cum eu nu sunt vrednică de Dumnezeu. Și cu lanțul care îl aveam în spatele meu, ziceam, cum să merg eu
și să mă mărturisesc în fața la un om care poate o să mă judece, care o să zică, tu ce cauți aici? Dar lupta asta care am dat-o în mine, am zis, Dumnezeu mi-a vorbit mie și dacă El chiar are un plan cu mine, atunci eu trebuie să merg să mă mărturisesc ca să primesc acest Duh Sfânt. Și am mers și m-am mărturisit și apoi în miercuri aceea am avut prima noastră seară de stăruință și am zis, în seara asta o să primesc Duhul Sfânt. Și n-am primit, o primit două dintre prietenele mele bune și sora mea Miriam, care are 11 ani. Și mă uitam după seara aceea și am plâns singură afară și ziceam, Doamne, dar de ce nu mi-ai dat? Sunt păcătoasă, nu sunt vrednică să primesc Duhul Sfânt. Cum de sora mea, care are 11 ani și este cu 5 ani mai mică ca mine, a primit și eu nu am primit? Mă simțeam ca tâlharul de pe cruce și a continuat așa, dar apoi am primit o profeție de la Dumnezeu și care a zis că El o să mă boteze cu Duhul Sfânt, dar vrea să vadă de la mine perseverență și că focul care este în mine nu o să se stingă. Și chiar dacă a fost greu, eu am perseverat să stăruiesc după Duhul Sfânt. A trecut o lună, două, trei și tot nu primisesem și în fiecare seară stăteam de vorbă cu Dumnezeu și plângeam și ziceam, Doamne, dar de ce nu-mi dai? De ce nu-mi dai? De ce nu-mi dai? Dar a venit o zi de marți, care era normală, și am mers la rugăciune în familie și era mai multe discuții decât rugăciune și la sfârșit am avut o rugăciune de 7 minute, am adormit eu pe sofa, pe canapea și eram foarte dezamăgită în mine și pe mașină, în timp ce veneam înapoi acasă, am zis, Doamne, eu în seara aceasta eu vreau să primesc Duhul Sfânt, eu nu mai vreau să aștept, eu știu că Tu ai zis că o să primesc, dar eu în seara asta. Și am avut o credință așa de mare și am mers acasă și chiar dacă eram foarte obosită și eram palidă și the next day aveam școală și aveam teste pentru că dădeam bacul atunci și chiar dacă eram obosită, am stat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu în camera mea singură și am început să mă rog și după 10 minute am simțit un atac mare din partea diavolului, a venit un duh de frică peste mine, am început să văd în cameră lucruri care nu erau acolo, am început să au lucruri de afară și știam că era un atac și știam că diavolul încearcă să mă facă ca să nu mă mai rog. Și mi-am amintit de profeție care zicea ca să perseverez și am zis, și am început să chem numele lui Iisus peste mine și am chemat like încet, dar apoi am simțit o putere care a venit peste mine și am început să chem cu mai mare putere numele lui Iisus, am început să mustru și nu la puțină vreme, după 10 minute, am fost botezată anul acesta, aprilie, de Domnul cu Duhul Sfânt. Și vreau să vă spun că nu știu cu ce vă confruntați voi, care sunteți de vârsta mea, și știu că școala este greu, sunt bătălii și te simți că trebuie să faci parte din anturajul acela, trebuie să te compromiți ca să fii acceptat de cei de acolo, faci lucruri și poate te întrebi, eu când o să fiu mare, o să mai am credința părinților mei. Noi nu știm, eu nu știu multe, am 16 ani și poate voi de aici știți mai multe decât mine, dar ceea ce știu eu e că avem un Dumnezeu care este viu. Și chiar dacă în fața voastră voi vă vedeți că Dumnezeu nu mai are nimic cu voi, că Dumnezeu nu vorbește, că Dumnezeu este numai cineva acolo sus care odată a fost prezent în viața părinților voștri, dar dacă tu te apropii de Dumnezeu cu sinceritate și dacă te apropii și vrei o relație vie, o relație în care El să stea de vorbă cu tine cum a stat de vorbă cu Daniel, atunci El o să îți împlinească dorința aceasta, pentru că când tu iei decizii ca să te oprești din ceea ce ai făcut până acum, că când tu iei decizia ca să stai lângă Dumnezeu, când tu iei decizia că vrei să te schimbi, că nu vrei să fii cum ai fost până acum, El o să-ți onoreze această dorință. Și poate te uiți în fața ta și vezi un munte mare, vezi un munte care nu poți să-l urci singură, dar când tu mergi acasă sau când vii la biserică
Și nu vii aici, cum a zis tati, dintr-un ritual religios, să vii. Am văzut că s-a cântat foarte frumos, fetele care cântați în față. Dacă vii aici și cânti numai pentru că te-a întrebat liderul de închinare ca să vii să cânti, dacă nu vii aici ca să cânti din cauza că tu vrei să-L lauzi pe Dumnezeu din tot ceea ce ești tu, atunci nu o să vezi puterea lui Dumnezeu prezentă în viața ta, nu o să-L vezi cum lucrează cu tine. Și vreau să vă încurajez să nu vă lăsați luați de valul acestei lumi, să nu vă lăsați duși de ceea ce vă oferă lumea, să nu vă lăsați să vă îmbrăcați ca ei, nu vorbiți ca ei, pentru că diavolul chiar nu vă pasă de voi. Și după ce o să intrați în acest lanț, este foarte greu să ieșiți de acolo. Deci rămâneți lângă Dumnezeu, pentru că El este viu, El lucrează și știu că are un plan cu voi, fiecare în parte, chiar dacă vă gândiți că în viitor o să am succes, vreau să fiu doctor, vreau să fiu lawyer, vreau să fiu astrofizicist, dar dacă tu spui viața în planul lui Dumnezeu, care El are un plan cu tine, care este bun, atunci totul o să meargă la timpul perfect, pentru că chiar dacă tu acum L-ai întrebat pe Dumnezeu ca să îți vorbească și tu vezi că nu vorbi de mult timp și zici, Doamne, dar de ce nu vorbești? Chiar dacă tu crezi că El nu lucrează, El când tace, El atunci lucrează și da, asta vreau să vă spun. Yeah. Slăviți să fie Domnul! Iată, dar experiențele cu Dumnezeu nu sunt doar pentru anumite persoane privilegiate. El, Dumnezeu vrea să se descopere fiecăruia în mod personal pentru a avea o cunoaștere personală și o relație personală cu Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru momentele acestea. Aș vrea la sfârșit să facem și o rugăciune. Fratele Robert nu a spus lucrul acesta, dar era pornit înspre Hawaii ca să ajungă acolo pentru mai multă vreme să slujească. Ca unul care am cunoscut lucrul acesta, aș vrea să ne rugăm ca Domnul să fie cu familia în slujirea aceasta și să-i binecuvinteze în călătoria lor și acolo unde vor fi. Dumnezeu să se folosească de ei. Totodată să ne rugăm și pentru copiii noștri, copii, aș vrea să vă rugați și voi împreună cu părinții, ca Domnul să vă binecuvinteze și să rămâneți în casa lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului, haideți să stăm ridicați pe picioare și să ne închinăm înaintea Domnului și să cerem ca binecuvântarea Domnului să rămână peste noi și cu noi. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, stăm înaintea Ta în momentul acesta. Tu ești Dumnezeu care ai vegheat în dreptul nostru ca și copii fiind, ne-ai ajutat în trecerea anilor să Te cunoaștem. Ne-ai ridicat din anumite stări, Doamne, ai lucrat în viețile noastre și ne găsim în casa Ta, datorită Ție, Doamne, ca unii care depindem de Tine. Aici suntem părinți și copii, aici suntem, Doamne, frați și surori, stăm înaintea Ta, ne adăpostim la umbra brațelor Tale. Primește-ne și întinde-ți mâinile peste noi și ne binecuvintează. Binecuvintează pe Robert, o Doamne, și pe Cosmina și fiicele lor. Fii cu ei în călătorie, Doamne, în alegerea aceasta. Ajută-i în slujire, te rog. Lasă călăuzirea și Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Vrem să auzim lucruri plăcute. Vrem să auzim despre biruințele Tale. Te rugăm, Doamne, veghează bunătatea Ta.
ai vedere copiii biserici, lucrează în dreptul lor, păstrează-le în gătire, modelează-le inima, Doamne, și pe noi ca părinți, înflăcărează dragostea noastră față de Tine, adu vremuri de înviorare, Doamne, adu vremuri de biruință, Doamne, în care Tu să lucrezi, în care Tu să te îndur, în care numele Tău să fie proslăvit, în care numele Tău să fie glorificat, slăvit să fie numele Tău, condus lucrarea, Doamne, dă sănătate, dă biruință, lasă călăuzirea Duhului Tău cel Sfânt, fie Duhul Tău cel Sfânt peste noi, fie Duhul Tău cel Sfânt peste lucrarea care este aici în adunare, fratele Robert în călătorie, fie, Doamne, lumina și călăuzirea Ta, înțelepciunea și puterea de care are nevoie, dăruiește, te rog, Doamne, pune-ți mâna Ta peste el și, dacă a fost o vreme când ne-am întâlnit, Doamne, aici în casa Ta, Doamne, chiar dacă mai era, te rugăm să fii cu el în călătorie, te rugăm să-l păzești în numele Tău și să-l păstrezi pe el, casa lui, sub biruința, sub binecuvântarea Ta. Laudă Ție, slavă Ție, glorie Ție, Tată Iisuse și Duhule Sfânt, în veci de veci, în veci de veci. Slavă Ție! Frați și surori, părinți, bunici, cu toții, haideți să continuăm cu perseverență, cum se spunea, pentru copiii noștri, rugându-ne ca Domnul să li se descopere personal și să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, frate Robert, dorim ca harul, pacea și binecuvântarea Domnului să te însoțească în călătorie, în slujire, în lucrarea de acolo, și peste noi toți să fie prezența lui Dumnezeu. Adunarea este liberă, Domnul să vă binecuvânteze.